Bună seara! Copilul despre care vorbim a stat în clasă 20 de minute, având în vedere că tatăl lui este pozitiv, iar copilul contact direct al acestuia ar fi trebuit să rămână în izolare la domiciliu. Colegii elevului pot merge însă în continuare la școală, având în vedere că acest copil este suspect și nu confirmat. Conducerea școlii a aflat despre această situație de la centrul social la care copilul stătea. Instituția la care tatăl lucrează a anunțat centrul unde copilul locuiește că tatălui este pozitiv, iar acest centru social, conducerea centrului social, a anunțat școala. Conducerea unității de învățământ a sunat imediat familia când a aflat de această situație să vină să ia copilul de la școală. Copilul a fost condus imediat la poartă de către medicul școlar. Direcția de Sănătate Publică a început deja o anchetă epidemiologică și se va face o dezinfecție a spațiilor în care copilul a ajuns, respectiv în clasă și celelalte spații pe unde el a ajuns astăzi, din prima zi de școală. Ce trebuie să învățăm practic din această situație este că dacă un copil sau un profesor este suspect, trebuie să rămână în izolare la domiciliu, să nu meargă la școală, pentru că am văzut că fac greșeli de acest gen, inclusiv profesorii. Ne aducem aminte că un profesor a mers într-o unitate de învățământ la o ședință, deși era în așteptarea rezultatului unui test. În momentul în care ședința s-a terminat și profesorul a ajuns la școală, a aflat că este pozitiv. Carla Tănase, mulțumesc!